pentru ca Armata Națională a Republicii Moldova să contribuie cu forță la misiunile de menținere a păcii internaționale, subunitățile care pleacă în misiunile date trebuie să fie compatibile și capabile de a îndeplini misiunile cu armatele subunităților internaționale. Faza practică include exercițiul propriu-zis, faza activă a exercițiului Scutul Păcii, care prevede desfășurarea, imitarea a diferitor evenimente ca convoi, patrulă, deplasare, protecția bazei, activități la punctul de control. După cum cunoașteți, carabinierii în Republica Moldova au statut dual. Noi suntem militari, dar sub conducerea Ministerului Afacerilor Interne. Am îndeplinit toate misiunile în comun cu colegii de la Forțele Armate. Am stat spate la spate. I was fully satisfied by the approach to what we verified this time, the proximity of the unit in terms of interoperability with the NATO standard, which means that this unit studied a lot and committed a lot to get this level of knowledge of our standards. So, very well done. Compania Suport a fost detașată încă de la început, de când pe baza aceasta nu era absolut nimic. Area noastră de responsabilitate a fost, în general, să construim această bază, să o ridicăm. Și a fost un proces foarte interesant să vezi cum un câmp gol este construit de la zero și se creează și se formează și apare și cantina. Băile, absolut tot a fost datorită companiei Suport. Am planificat, am acordat sprijin logistic din punct de vedere a mentenanței, din punct de vedere a transportului, din punct de vedere medical.